Salutare tuturor, eu sunt Aiciuncio și bine v-am găsit la un nou videoclip. O grămadă dintre voi mi-ați cerut să fac un tutorial cum să construiți o casă și cum să faceți survival în Minecraft. Răspunsul este foarte simplu și am să vă arăt imediat cum să construiți o casă. Este foarte simplu, nu aveți nevoie decât de câteva resurse. Eu am fost la minat și am făcut rost de câteva materiale pentru casă. Două secunde să ieșim de aici. Așa, am fost să fac rost de câteva materiale pentru casă, ca să vă arăt cum construiesc eu casa în Minecraft. Am început deja să construiesc casa. Mi-am făcut ba chiar și ferma mea aici. Haideți să vă arăt întâi cum să construiți casa. E foarte simplu, faceți rost de niște lemne, le faceți scări, după care pur și simplu faceți acoperișul. Puneți niște pereți, eu așa am ales să construiesc casa și vă recomand și vouă. După care, da, tot ce trebuie să mai faceți este să puneți lemn în continuare. Dacă nu aveți lemn, eu am rămas fără lemn că n-am mai fost, pur și simplu puneți alte cuburi. E mai important să vă protejați casa și zic eu că nu este un concurs de construit aici și că puteți să folosiți orice blocuri. Atâta timp cât vă place, de ce să vă judece altcineva și să zică că n-ați construit bine casa. Spre exemplu, mie îmi place foarte mult cum arată această casă. Înainte să facem orice altceva, aș fi dorit să tund aceste oi, că trebuie să-mi fac un pat, pentru că deja vine seara. V-am întrebat cum se tund oile și mi-ați spus că cu acest shears. Ei bine, hai să le tundem. Mi-am făcut aici un sistem ca să protejez animalele de zombie. Dar, sincer să fiu, eu nu înțeleg că e aceeași chestie. Deci folosesc shears-ul și tot același procedeu. Poate că e mai rapid, nu știu, adică aș putea să dau pur și simplu cu... Nu știu ce se întâmplă cu texturile, cred că s-au buguit ceva texturi aici, că altfel nu pot să-mi explic ce are Minecraft-ul. El ar fi trebuit să funcționeze normal, nu știu, probabil s-a buguit de data aceasta. Dar am vrut neapărat să fac acest tutorial pentru că sunt foarte mulți care nu știu cum să construiască în Minecraft. Mi-am făcut și aici o ușă. Probabil vă întrebați de ce e ușa așa, pentru că... ușa aceasta îmi permite mie să intru, dar nu le permite monștrilor să intre. Oh, sau poate că da. Dar nu e nicio problemă, că eu omorâm imediat. Gata. Așa. Și hai să aruncăm. Am strâns o grămadă de gunoaie. Hai să aruncăm chestiile astea. Ok, și astea. Bine, acum va trebui să așteptăm puțin să se termine ploaia. Gata, s-a terminat și ploaia. Așa, hai să depozităm ce am mai strâns până acum. Așa. Și probabil că vă întrebați ce-i cu chestul ăsta. E foarte simplu, chestul ăsta l-am făcut așa ca playerii care o să vină pe aici și o să treacă pe aici să nu poată să fure din el. E un sistem foarte simplu pe care vi-l recomand și vouă. Iar aici rămâne secretul nostru, avem chestul ascuns. Aici mi-ascund eu lucrurile de valoare, cum ar fi lemnul, pentru că e o resursă foarte importantă, lemnul, da? Așa, bun. Hai să punem la topit și materialele astea. Vă ziceam vouă că mi-am făcut aici o fermă, dar nu știu ce se întâmplă, că efectiv am plantat aici, opa, am plantat aici ăsta
Și nu crește. Acum i-am dat și cu ceva fertilizator. Probabil că trebuie să replantezi, nu știu, și probabil că durează ceva mai mult până ce apa asta o să fertilizeze mai bine plantele și plantele astea o să se dezvolte. Bun. Mi-am pus aici niște furnale. Am pus la făcut niște cărbune. Ca să faceți cărbunele ăsta, pur și simplu puneți niște lemn la făcut și jos puneți, nu știu, cărbune sau orice altceva aveți ca să vă dea charcoal. Iar acum putem să ne facem minereurile noastre. Deci putem să dăm asta la o parte. Opa. Trebuie să ne facem un pat cât mai repede. Așa. Deci diamantele. Asta nu știu de ce l-am luat, sincer să fiu, că sunt un pic cam nașpa, adică sunt puține, am găsit puține. Trebuia să le fi aruncat și pe astea. Așa. Și aici avem aurul. Perfect. Hai să luăm ce e mai important. 2 secunde. Cred că avem destul. Bine. Și acum, ca să ne facem un pat, o să trebuiască să ne ducem să minăm. Să mergem în Nether. Mi-am pregătit aici flint and steel-ul. Gata, prieteni. Am revenit cu al doilea pat. Am mai pus un pat, dar nu știu pentru ce motiv a explodat și a făcut aici dita-i gaura. Dar nu trebuie să vă temeți, pentru că asta este normal. Sunt probabil ceva bug-uri la joc și probabil din cauza asta nu merge. Așa că am mai adus aici încă un pat. Cum spuneam, trebuie să încercați în continuare, pentru că nu știu ce are jocul, dar nu vrea să funcționeze așa cum trebuie. Încercați până când o să vă meargă. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Acesta a fost tutorialul. Eu cred că v-a ajutat și cred că e un videoclip foarte util. Distribuiți cu prietenii voștri și nu uitați să dați like. Vă mulțumesc. Pa!